Colegiul Național Simion Bănuțiu din Șimleu Silvaniei, în parteneriat cu organizații portugheze, a coordonat cu succes un proiect de mobilitate în domeniul web design-ului. Acest proiect, intitulat Web Design Competence Applied in European Framework, a oferit oportunitatea a 16 elevi de clasa a 11-a, specializarea matematică-informatică, să participe la strategii de practică în domeniul web design-ului. Stagiul a avut loc în Portugalia, mai precis în orașul Barcelos, situat în regiunea Nord, în perioada 12-13 iunie 2023. Elevii au avut ocazia să lucreze la firme de web design și să acumuleze cunoștințe noi, să aplice teoria în practică și să-și dezvolte abilități esențiale în domeniul web design-ului. Pe lângă partea profesională a stagierii, elevii au avut ocazia să experimenteze cultura portugheză și să exploreze orașe precum Porto și Braga. Această experiență a avut un impact semnificativ asupra lor, deschizându-le noi perspective și susținându-i în dezvoltarea ulterioară a proiectelor lor personale. Proiectul a fost un succes atât din perspectiva dezvoltării competențelor profesionale, cât și din cea a experienței culturale și personale. Elevii au revenit acasă cu dorința de a-și aplica noile cunoștințe în proiecte web proprii și cu amintiri frumoase legate de această experiență. Acest proiect a fost un exemplu al implicării școlii în proiecte europene Erasmus+, și a dus beneficii semnificative elevilor implicați, susținându-i în dezvoltarea lor personală și profesională. Pentru mai multe informații despre acest proiect și alte proiecte Erasmus+, desfășurate de Colegiul Național Simion Bănuțiu, puteți vizita pagina web a școlii la adresa colegiu-simleu.ro, secțiunea prezentare/proiecte Erasmus+ 2020-2024.